Și-ar fi pierdut banii, iar ca să-i întoarcă, le-a povestit polițiștilor o istorie demnă de a fi scenariu de film. O femeie de 62 de ani este documentată pentru chemarea intenționată falsă a poliției. Totul a avut loc în data de 7 aprilie. Suspecta le-a declarat oamenilor legii că a mers la piața agricolă de pe strada Calea Basarabiei, de unde a cumpărat 22 de kilograme de ridiche și s-a pornit cu ele spre casă. Când a ajuns pe strada uzinilor, aceasta ar fi fost atacată cu un cuțit de către doi necunoscuți. Indivizii i-ar fi furat 1260 de lei pe care îi avea la ea femeia, dar și pungile cu ridiche. Polițiștii au început investigațiile, iar după ce au ridicat imaginile de pe camerele video de la piață, au stabilit că femeia nici măcar nu cumpărase ridichea, pentru că atunci când ar fi vrut să o achite, sesizase că a pierdut banii. Așa, așa, e că femeia caută banii, care chipul îs sustraș. Când noi găsești? După ce femeia s-a prins cu minciuna, aceasta s-a transformat din victimă în suspectă. Ea a fost dusă la inspectorat pentru audieri. Cum ați ajuns la poliție? Am dus la bază, dat eu un sac de ridichi și când am văzut, mă așa cu pistel ca nu cu bani. Dar dumneavoastră de ce ați spus la poliție pe faptul că v-au agresat cu cuțitul și v-au sustras banii și ridiche? De ce v-ați temut? De ce să așa să comunicați poliție? Dar banii cum mi-ați pierdut? Din propria neglijență? Din pestelcă, nu știu, s-a dezlegat pestelcă și a picat ceva, nu știu cum mi-am pierdut. Acum femeia riscă să plătească o amendă de 1500 de lei sau 60 de ore de muncă neremunerată în folosul societății.